Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și puternici sunteți. Astăzi fac o citire generală, colectivă, pentru a vedea din aproape în aproape ce ne spune energia mentalului colectiv. Vedem cum putem depăși micile provocări care poate apar sau cum ne putem bucura de viață. Luați de aici doar mesajele cu care rezonați cu adevărat și ce nu lăsați deoparte. Să știți că am vocea puțin răgușită, așa se întâmplă când ai copii mici. În zilele în care nu mă vedeți pe YouTube, aceasta este cauza. Sunt 100% ancorată în realitate și în rutină cu cea mică. Nu pentru că nu aș vrea să vă dau vești bune sau nu pentru că nu aș vrea să fiu aici cu voi, însă fiecare are priorități în viață și când vine vorba despre copii, ei sunt de departe în afara listei de priorități. Să vedem ce ne spune energia. Am deschis harta momentului și aveam ascendentul în Capricorn. De ce este important? Pentru că așa pot descărca foarte bine cu acuratețe ceea ce se întâmplă. Ascendentul în Capricorn îl avea pe Mercur fix în conjuncție. Un Mercur retrograd, dacă în mod normal ar fi adus ceață mentală, în Capricorn aduce foarte multă strictețe, foarte multă muncă, foarte multă determinare să facem anumite lucruri, însă ne putem confrunta cu ceva întârzieri. O avem pe Venus, zeița iubirii, în continuare în opoziție cu Jupiter și cu Uranus din Taur, ea fiind în Scorpion, aici unde vrea profunzime și unde cei doi titani, Jupiter și Uranus, îi transmit din opoziție diverse lucruri, după cum ar fi surprize care pot apărea pe care nu le poate controla. Scorpionul vrea siguranță, iar Uranus în Taur este de departe fix opusul. Nu poți controla ceea ce vine către tine. Despre ce ar putea fi vorba aici? Chestiuni legate de bani, de salariile voastre, pensiile voastre, s-ar putea să vedeți ceva întârzie, mai ales că intră și Mercur în retrogradare, sau să vă fi făcut voi niște liste de cheltuieli care acum se dau complet peste cap. Să aveți senzația așa că nu puteți ține lucrurile în frâu. Evident că sunt lucruri care sunt temporare și care până la urma urmei au o soluție, ca toate lucrurile din această lume. Am mai spus în citiri că timpul nu există, că este un concept relativ inventat de om, îl susțin și îl pot dovedi atât spiritual cât și științific. Ceea ce este foarte important în aceste zile este să ne păstrăm cumpătul, pentru că Marte, planeta acțiunii, este pe 13 grade săgetător, iar la 13 grade vrea clar să schimbe, să transforme o situație. Însă se cam luptă singur cu morile de vânt și Pluto este în tensiune cu Jupiter, Pluto care în anul ce urmează va face un pas major în schimbarea destinului omenirii, unde va fi foarte important ce alegeri facem. Și voi încerca să fac o citire dedicată pentru acest lucru, care evident că nu este pentru cei care nu sunt interesați de lucrurile mai profunde sau se plictisesc repede, pentru că am primit și feedback de genul acesta. Dacă intervine plictiseala, niciodată aceasta nu ne ajută să ne luminăm mințile. Plictiseala ne ține în cubul nostru, în perimetrul nostru, și ne frânează din evoluție sau din a face pași corespunzători către eliberarea constrângerilor din care nu știm cum să ieșim. Bun, ce mai aveam în acțiune? Soarele și Luna făceau și ele o quadratură, un aspect tensionat cu Neptun. Neptun care îndeamnă către visare, care acum își preia rolul mai puternic pentru că a ieșit din retrogradare. Dar Soarele și Luna sunt cumva un echilibru care resping visarea, să spunem, în aceste zile. Oamenii se confruntă cu treburi serioase, cu lucruri care au de face cu existența și cu traiul zilnic. Bun, ne distrăm, dansăm, dar noi ce punem pe masă? Cam despre asta vorbește harta momentului. Vorbește și despre puțin entuziasm. Vorbește și despre faptul că la nivel de comunicare vreau să-mi spun și eu părerea, dar s-ar putea să mă regăsesc redus la tăcere într-un grup sau într-o anumită privință, întrucât Chiron, eternul rănit, este și el în berbec
și nu este foarte bine aspectat, deci am senzația că vocea mea nu este niciodată auzită sau că atunci când vreau să spun ceva, cuvintele mele nu au impact și trebuie să-mi înghit cuvintele. Ceva de genul, spune energia astăzi, este o energie care spune n-avem vreme pentru cai verzi pe pereți. Eu sper să vă ajute, mai ales la nivel de relații și la nivel de finanțe, pentru că suntem într-o lună care pe mine cel puțin mă doboară. Energetic vorbind, toată lumea se agită, umblă, aleargă și nu sunt compatibilă cu acest sevraj colectiv. Ia să vedem ce vă spun cărțile astăzi și ce ne spun, pentru că și eu mă ghidez după asta, să cerem ajutorul și avem numărul 2, din parteneriate. Dragii mei, pentru absolut orice provocare ați avea astăzi, nu rămâneți singuri în tăcere și în gândurile voastre, ci cereți ajutorul, de la cel mai mic până la cel mai mare lucru pe care doriți să îl întreprindeți astăzi. Cereți ajutorul pentru că îl veți primi. Mai ales într-o zonă care vouă vă este necunoscută. Vreți să schimbați o priză în casă. Cereți ajutorul. Dacă aveți dubii că nu o puteți face, adică atât de simplu se aplică astrologia. Avem înțelepciune, iată, avem numerele 36, este o înțelepciune ancestrală, maternă, feminină. De ce? Pentru că prin energia feminină noi materializăm, energia feminină este emoția, energia masculină este rațiunea. Amândouă lucrează, însă atunci când energia feminină este în dezechilibru, rațiunea manifestă fel și fel de scenarii proprii sau de idei închipuite care ne duc pe noi în ceea ce ajungem să trăim. 36 și ne lipsește un 9. Sunteți pe punctul de a face niște lucruri care au însemnătate în viețile voastre, cu mențiunea că trebuie să faceți apel la înțelepciunea voastră. Vreți ceva anume, cereți ajutorul și fiți înțelepți. Trebuie cumva să conștientizăm că nu putem face singuri mai nimic în această viață, tocmai de aceea trăim în colectivitate. Și aici vă voi spune ceva, că se atacă noțiunea de trib, de comunitate, de familie, în vremurile în care trăim. Noi ne-am îndepărtat, ne-am înstrăinat de tribul nostru. Tribul nostru, pentru că suntem ființe tribale, fiind comunitatea, mai ales de la pandemie încoace. Îți spune, oamenii sunt mai răi, oamenii nu vor să te ajute, da, pentru că s-a lucrat pe mentalul colectiv la această noțiune de individualism, pentru că singuri poți pierde mai ușor o luptă sau orice. Și uite, maestrii ascensionați, numărul 1, și unde smulți puterea crește, hai să dăm mână cu mână. Cei cu inima curată, aș spune eu, magicianul, prin puterea grupului, puterea colectivului, veți reuși astăzi să vă liniștiți sufletul și să vă trasați noi intenții, noi direcții, noi angajamente. Dacă vreți să duceți ceva la bun sfârșit în aceste zile, pentru că timpul este relativ, este important un parteneriat și sfaturi. Să nu rămâneți singuri închiși în mintea voastră, pentru că mintea poate fi un mare aliat, dar și un mare dușman, care țese, precum pânza de păianjen, așa, se pune peste gândurile noastre și ne deconectăm de la realitate. Să reușesc să fac citirea, cea mică doarme. A răcit puțin. Cine știe ce conflict a avut, îl descoper eu. Și dacă se trezește, vă pup și vă îmbrățișez, revin sau lipesc etalarea ca de obicei. Războiul a atins un punct critic între Atlantis și Mu sau Lemuria. Toată viața noastră, și voi face o citire separată despre acest subiect, are legătură cu Turnul lui Babel, potopul și căderea Atlantidei, dar și cu războiul dintre Atlantis și Lemuria. Atlantis și Lemuria au fost, din punctul meu de vedere și al multor altor oameni, civilizații
Nu oamenii în sine, era vorba despre epoca respectivă, când din orgoliu, dintr-o eroare în judecată, au ajuns la acest conflict și noi astăzi retrăim și resimțim trauma ancestrală care are legătură cu, iată, tot ce s-a întâmplat atunci. Deci dacă astăzi domniile voastre suferă în relațiile de iubire, să știți că de aici vine totul. Dacă astăzi domniile voastre au provocări la nivel de stimă de sine, de rând, de abandon, de umilință, de trădare, de aici vine totul. Și acești maestri ascensionați suntem tot noi, în forma noastră de conștiință înaltă, înainte de căderea în conștiință. Eu nu mă raportez la maestri ascensionați sau la îngeri sau la tot ce există prin spiritualitatea aceasta răvășită din internet ca la cineva exterior. Suntem tot noi în alte timpuri. Aici, pentru unii dintre voi, după cum spuneam, s-ar putea să fie la nivel foarte uman, așa, o tensiune majoră între voi și cineva din trecutul vostru sau să apară din trecutul vostru cineva care să reactiveze o rană profund emoțională, o rană necicatrizată pe care o puteți acum desigur vindeca. Și avem vulturul numărul 19, care este arcana soarelui, provocarea statusului quo. Aceeași situație care se repetă și trebuie să ajungă acum la o altă soluție sau la un alt desnodământ. Să se schimbe narativa povestirii sau să se schimbe rezultatul. Prin modul în care voi acum vibrați, cei mai mulți dintre voi sau faceți lucrurile, dacă s-ar întâmpla ceva din tot ceea ce am enumerat anterior, ați obține același rezultat ca și înainte. Pentru a beneficia de schimbare, este important să vă folosiți de energia arhetipului Capricorn și a planetei Mercur, care spune seriozitate, maturitate, minte limpede. Umanitatea mai are încă speranță, asta ne spune această carte, atât umanitatea la nivel general, cât și noi. Viziune clară. Veți ști ce aveți de făcut, veți găsi o cale să nu intrați în conflicte sau să le evitați foarte înțelept. Și berbecul. Vedeți că avem acolo un berbec, nodul nord, care spune destinul, pentru că toți facem cumva împinși de la spate ceea ce trebuie să facem, în sensul că retrăim aceleași răni tocmai pentru a le vindeca, dar și Chiron, eternul rănit, care ne vorbește despre aceeași rană ancestrală la nivel de individualitate. Noi am uitat cine suntem și ne-am dat puterea. Și în anul ce urmează, Pluto va veni să ne reamintească și o va face brutal. Fie acceptăm, fie dacă opunem rezistență, rămânem pe calea noastră, acolo, în suferința proprie cu care ne-am împrietenit. Și aici avem 11 și 11 flăcări gemene, flăcări gemene care în acest concept, în acest context, mai degrabă, nu au legătură cu iubirea noastră, ci au legătură cu faptul că repetăm istoria și cu faptul că este important să ne dăm seama că dacă la noi în viață, în casă, în cuplu lipsește armonia, ceva nu este în regulă și undeva trebuie să intervenim, dar prin înțelepciune și prin a cere ajutorul poate unor oameni care au experimentat deja aceste lucruri. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre sufletele gemene, dar să revin și să spun acum profund, sufletele gemene sunt practic bucăți din același spirit la nivel energetic întrupate în mai multe corpuri. Nu întotdeauna la nivel de suflet geamăn vorbim despre iubire din aceea pasională de care nu te poți desprinde și pe care nu poți uita. Da, există și acel concept, da, există și această idee despre sufletele gemene, dar sufletele gemene mai degrabă sunt divinul feminin și divinul masculin care se reîntregesc pentru a putea restaura câmpul electromagnetic al planului terestru, pentru a putea noi reface prin conștiință înaltă codurile creației originale, astfel încât să urcăm în conștiință și să trăim viața așa cum ar trebui ea să fie, nu așa cum o regăsim astăzi.
S-ar putea unii dintre voi, uite, să intrați cumva într-o dinamică a sufletelor gemene astăzi, să vă simțiți apăsați de griji, de provocări cu Venus în Scorpion. Scorpionul înseamnă război și Venus înseamnă război pentru suflete. Și cine poate citește printre rânduri. Este un moment crucial în existența omenirii și veți vedea din ce în ce mai mult, pentru că la anul vor avea loc treziri în masă și dacă nu suntem pregătiți și ne surprind, ce să zic, va fi mai dificil. În zona de relații, plan material și emoțional, să vedem ce ne spune energia astăzi, pentru că uite ce subiect sensibil a atins. Să vedem în zona relațiilor. Avem spânzuratul, cavalerul de spade și 3 de monede. Ei, uite cum Neptun, vedeți, din zona peștilor, interacționează cumva în tensiune cu Mercur din Capricorn, în ceea ce privește relațiile prin intermediul arhetipului planetei Venus, care vorbește despre bani și despre iubire. Pentru cei care sunteți singuri, aveți o dorință profundă, o dorință impulsivă, o dorință foarte apăsătoare, să spun așa, să faceți ceva anume, să construiți, să colaborați cu cineva, să vorbiți, să ieșiți din casă. Și aceste lucruri pot fi pentru voi posibile aici, atâta vreme cât înțelegeți niște aspecte profunde despre viața voastră, dar și despre lumea în care trăim. Știu că pare ciudat, însă în contextul în care ne-a ieșit astăzi aici energia din Atlantis și Lemuria, pare că undeva, cumva, voi în acea perioadă, să spunem, ați avut o rană deschisă care are legătură cu sacrificiul. După cum spuneam, este o discuție profundă, vom vorbi despre ea cu altă ocazie. Voi încerca să pregătesc o citire dedicată. Acest spânzurat a ei spune că am un blocaj din care vreau să ies neapărat. Însă cavalerul de spade este o energie iute, foarte rapidă, care dă buzna. Și 3 de monede aici spune ok, în Capricorn, poți să comunici cu sinceritate, poți întâlni pe cineva foarte serios, poți încerca să faci niște lucruri, cel puțin astăzi sau în zilele ce urmează, dar trebuie să ții cont de energia momentului. Pentru că tu poți cunoaște pe cineva, dar tendința este aceasta de a grăbi poate lucrurile sau de a face niște lucruri impulsiv, în măsura în care energia momentului acum se va opune și va spune nu așa, ci pas cu pas. Dacă vrei să cunoști pe cineva, ieșiți la un film. Înainte de toate trebuie să vă cunoașteți. Înainte de toate trebuie să faceți niște pași, așa, ca la bază. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este un blocaj, poate, la nivel financiar cu care vă confruntați, atât voi cât și partenerii voștri, sau este un blocaj în comunicare. Este o diferență de opinie, dar care are legătură cu diferența voastră de percepție. Vedeți poate lucrurile diferit în această zi sau în această perioadă și cumva ambii parteneri sunt îndemnați să devină mai profunzi sau mai maturi în abordarea chestiunilor care au legătură cu al vostru cuplu. Pentru unii dintre voi poate vă simțiți apăsați că nu aveți sprijin din partea partenerului în timp ce voi vreți să faceți foarte multe lucruri deodată. Alții dintre voi s-ar putea să vreți să vorbiți cu partenerii voștri despre niște chestiuni foarte importante care au legătură cu viața voastră de cuplu sau de familie și cumva această tendință va fi foarte mult raționalizată. Ori energia vă spune să vă liniștiți pentru că lucrurile se vor rezolva foarte simplu și foarte concret. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici tot pe comunicare a fost o provocare sau există o nevoie de a spune ceva. Cumva încercați voi să faceți niște lucruri, să spuneți, să transmiteți niște idei către cineva anume și acestea parcă se lovesc de un zid.
pentru alții dintre voi aici. S-ar putea ca cineva din trecutul vostru, după cum spuneam, pentru că Venus este în opoziție atât cu Jupiter cât și cu Uranus din Taur, ea fiind în Scorpion, să dea buzna sau să vă ajungă la ureche o veste, o informație care are legătură cu trecutul vostru, la care încă mai aveți de lucrat. Există un potențial de apropiere aici, dar doar într-o manieră foarte înțeleaptă și foarte matură. S-ar putea pentru cei care sunteți în separare să primiți niște vești de la persoane terțe care au legătură cu persoana la care vă gândiți voi acum. Să vedem mai departe. Spânzuratul, ce ne spune? Spânzuratul vorbește despre arhetipul peștilor, unde în acest moment se regăsește planeta Saturn și Neptun. Saturn vrea maturitate, vrea să pună bazele, este ca și când ar face o construcție pe apă. Are nevoie de o structură foarte solidă acolo, în timp ce Neptun spune, lasă că vedem, noi ne adaptăm din mers. Ei, pentru voi cei care sunteți singuri aici, Neptun spune, de această dată nu trebuie să te mai adaptezi din mers, de această dată trebuie să fii foarte conștient de lucrurile pe care ți le dorești și de faptul că te poți arunca înainte, cu capul înainte, într-o relație, unde din nou să îți fie zguduită identitatea sau să simți că nu ai o voce. Faetonul. Faetonul vine și suprascrie energia peștilor. Faetonul este un arhetip al racului, care vorbește despre trecut, despre familie, despre spațiul locativ, dar și despre faptul că vreau să fac un pas înainte și cu toate astea fac trei înapoi. Despre o frică. Și mai spune aici faetonul pentru cei singuri că aveți posibilitatea să cunoașteți pe cineva, dar cu o altă perspectivă. Uite și nebunul. Să încercați să faceți cumva lucrurile puțin diferit. Să aveți un pic mai multă răbdare. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, aici vi se spune că se vor debloca. În cel mult o săptămână, să spunem, veți vedea că energia casei voastre, veți vedea că energia din cuplul vostru se schimbă și că lucrurile se vor îmbunătăți. Conform vorbei, tot răul spre bine, lucrurile se vor schimba, vor trece într-o oarecare măsură de la o extremă la cealaltă. În tot cazul, faetonul vă spune, voi faceți ceea ce trebuie să faceți, trăiți, fiți bucuroși, fiți mulțumiți, pentru că lucrurile se aranjează. O rezistență din partea voastră nu face decât să încurce lucrurile. Aici văd că partenerii voștri au o dorință să facă niște lucruri, să rezolve provocările pe care poate voi le aveți în discuție acolo, dar au și mici impedimente despre care s-ar putea să nu vă spună sau care s-ar putea să îi macine mental, să îi afecteze în zona lor de rațiune în această zi și de acolo să apară conflictele. Pe de altă parte, văd că vor veni în casa voastră și niște bani de care aveți nevoie, se deblochează și această ramură financiară, dar și colaborarea. Hai să facem împreună, hai să dăm mână cu mână. Este doar o săptămână sau o zi, o perioadă în care este foarte important pentru toată lumea să fie într-o sferă a înțelepciunii și a maturității. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, faetonul aici spune că există niște modificări în ceea ce s-a întâmplat. Fie există acest viscol mental care vine și răscolește rănile deschise, fie veți auzi niște informații reale care duc la niște fapte concrete care pe voi vă ajută să vă deblocați din această stare de suferință pe care poate unii dintre voi o aveți. Energia este bună, energia din această zi, din acest moment, din momentul în care voi ascultați, irelevant de când, este aceea de a face lucrurile concret și foarte realist. Pentru unii dintre voi, persoanele la care vă gândiți voi, apar din senin de nicăieri și vă spun ceva. Fie vă apar în minte, fie realmente auziți niște lucruri, vă contactează și nu vă dați seama de ce. Că în perioadele de Mercur retrograd, de obicei apare fostul fosta pentru mici amendamente, pentru mici reparații, pentru mici corecții. Să vedem mai departe. Cavalerul de spade ce aduce? Aduce un cavaler de băte. Acest cavaler de băte, vedeți, este o confirmare a faptului că undeva este o nevoie de a acționa. Cavalerul de băte aici, spre deosebire de cel de spade, de săbi, spune s-ar putea să vrei să faci niște lucruri și după să îți pierzi elanul.
și că în aceste zile foarte mult va conta consistența, dar și perseverența ta în anumite direcții. Pentru cei care sunteți singuri, aici este o chestiune legată de fie energia sexuală, fie o dorință interioară pe care nu o puteți conține așa mental, pe care nu vă puteți explica, fie de faptul că s-ar putea cumva, într-o oarecare măsură, voi să respingeți anumiți oameni, adică pe voi să vă curteze diverse persoane, dar persoanele acestea să aibă o tentă foarte superficială când vine vorba despre invitații în oraș sau despre conversații inițiate. Și în acest context, vi se spune cu energia faetonului, bun, deci tu vezi că poți avea parte de oameni care te admiră, dar dacă ei vin pe vibrația aceasta a superficialității, de ce o fac? Pentru că undeva tu emiți și trebuie să clarifici aceste lucruri. Dacă vrei pe cineva de plictiseală, vin oamenii ăștia către tine. Dacă vrei pe cineva mai profund, atunci cineva cu potențialul acesta de foc sacru poate apărea în viața ta, dar trebuie să fie lucrurile foarte bine construite încă de la temelie. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este foarte multă agitație și foarte multă forfotă. Vă unește relația, vă unesc ideile comune, dar cumva acționați diferit. Și în această zi, în această săptămână, în această perioadă, energia vă spune că trebuie undeva să vă aliniați pe un teritoriu comun. Fie să faceți ambii parteneri aceleași lucruri, fie cumva să stați de vorbă, mai ales că intră Mercur în retrogradare, și să clarificați niște puncte comune, niște idei, niște ideologii, niște păreri care pot duce la buna funcționare a relațiilor voastre. S-ar putea în această perioadă partenerul vostru să fie foarte axat pe ideea că vin sărbătorile, iar voi să fiți foarte axați în continuare pe aceeași linie și aceeași direcție, către familie, către a ține lucrurile sub control și să nu fiți la fel de bucuroși ca ei. Aici să apară un conflict. Iar pentru cei care sunteți în separare, din nou, este o posibilă revenire a cuiva aici, însă cavalerul de băte spune du-te vino, care are totuși potențialul de a vă răscoli mai mult decât a vă oferi o garanție pe care voi o căutați. Și 3 de monede vine cu regele de cupe. Regele de cupe este acel rege sensibil, acel rege empat care poate oferi iubire. Pentru cei care sunteți singuri, vedeți că dacă se schimbă această vibrație și dacă voi vă limpeziți foarte bine mintea, puteți cunoaște pe cineva și dacă trasați niște direcții clare și corecte, dacă oamenii cu care interacționați voi știu ce fel de așteptări aveți voi. Însă așteptările acestea să fie mai degrabă de natură energetică, pentru că atunci vor citi inconștient și în codurile voastre și vor ști ce au de făcut. Dacă emiteți seriozitate și maturitate și oamenii respectivi se vor alinia vibrației voastre și puteți intra într-o relație cu un partener alături de care să începe să construiți pas cu pas ceea ce vă doriți voi. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici există iubire. Este doar un moment de rătăcire mentală al vostru și al partenerilor voștri de viață, sau poate fi vorba despre faptul că unul dintre voi este foarte axat pe partea mai distractivă a vieții, iar celălalt este axat pe partea foarte matură a vieții, foarte concretă a vieții, și de acolo să existe un mic conflict. Însă energia vă spune că de îndată ce vă aliniați și scăpați de această tensiune, de această agitație, totuși lucrurile pentru voi în relația de cuplu pot funcționa. Pentru alții dintre voi s-ar putea să existe o dorință puternică să schimbați ceva și să spuneți, uite, omul acesta nu mă apreciază, și acum să conștientizați aceste lucruri pe energia planetei Mercur în arhetipul Capricornului. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, există cumva o tendință de a vă apropia din nou de cineva de care v-ați separat, pentru că s-ar putea să existe aici sentimente, dar este o stare de moment. Atenție, nu că nu ați avea sentimente pentru această persoană, ci este doar cumva o vrajă a perioadei actuale. Și atunci când vraja se rupe, s-ar putea să vă treziți precum cenușăreasa în realitatea de fapt existentă. Să fiți atenți la chestiile acestea, pentru că da, se pot schimba lucrurile, dar foarte concret și foarte
solid, 7 de monede, care vorbește despre faptul că există garanții și că există o întoarcere a rezultatului pe care voi îl doriți, însă să fiți atenți la partea inconștientă, că vi se întorc, da, materializați prin legea atracției lucrurile de care nu sunteți conștient. Și acest aspect ar trebui să fie de luat în calcul aici și de luat în considerare, pentru că va conta, va fi principiul pe care se vor clădi zilele acestea relațiile sau prin care în aceste zile vor funcționa relațiile. Să vedem mai departe. Avem cavalerul de monede și steaua. Vedeți, absolut toată lumea va rezolva ceea ce își dorește prin arhetipul cavalerului de monede și prin arhetipul stelei. După cum spuneam, faetonul merge după stea și avem aici deja doi cavaleri, cel de spade și cel de foc, care sunt energii foarte rapide, pe alocuri iraționale, foarte impulsive. Iar succesul în relațiile voastre în aceste zile vine din a construi pas cu pas și din a avea mintea lucidă, din a face lucrurile concret sau din a vă uita la faptele omului, pentru că așa veți înțelege foarte clar dacă există un drum împreună sau nu. Pe de altă parte, există o revenire, după cum spuneam, a unor gânduri din trecutul vostru, s-ar putea să se reactiveze niște răni deschise, dar care au scopul și sensul de a curăța energia relației voastre, de a duce relația într-o sferă mai matură. Pentru unii dintre voi, steaua spune că puteți cunoaște omul potrivit vouă, pentru alții dintre voi, steaua spune că lucrurile sunt funcționale, că trebuie să vă uitați la imaginea de ansamblu, pentru alții dintre voi spune că relația de separare este ceea ce trebuia să se întâmple acum, astfel încât să puneți acolo cărămidă, nu să lăsați castelul construit pe nisip. Pajul de monede aici spune că lucrurile vor începe să se desfășoare așa cum trebuie și cu cât veți deveni voi mai conștienți și vă veți schimba perspectiva prin arhetipul spânzuratului, cu atât mai ușor vă va fi, pentru că acolo există o sferă de sacrificiu. Și din nou 7 de monede care spune că ceea ce veți sădi, aia veți culege. Că lucrurile sunt cumva în desfășurare, dar că în ceea ce veți investi voi ca energie în aceste zile, va da roade. Să fiți atenți la gândurile voastre. Altora dintre voi vi se spune că partenerii voștri de viață așteaptă un rezultat, așteaptă să vadă mișcarea pe care o faceți voi. Dacă sunteți persoane singure, veți fi cei care veți trasa cumva fundația relației. Pentru cei care sunteți în cuplu, cumva partenerii voștri știu că voi aveți într-o oarecare măsură dreptate. Iar pentru cei care sunteți separați, aici așteptările sunt cumva din partea amândurora că oricum ceea ce a fost așa rămâne și că nu există potențial de schimbare. Potențial de schimbare există în permanență, dacă ne maturizăm. Aici avem cartea care vorbește despre persoană singură, izolată, despre a fi singur, practic. Cei care sunteți singuri, după cum spuneam, trebuie să vedeți de ce atrageți un anume fel de oameni în viața voastră și că puteți cunoaște pe cineva. Cei care sunteți în cuplu, da, sunteți cumva în acest moment deconectați unul de la celălalt din vari motive, dar reconectarea este posibilă, este doar o perioadă temporară, iar cei care sunteți în separare, undeva cumva să știți că aveți o credință care vă spune că nu mai există nicio șansă de împăcare și trebuie să vă analizați puțin gândurile. Și aici avem neașteptat, o surpriză, ceva care nu este previzibil. O veste imprevizibilă, un eveniment imprevizibil care schimbă situația, un eveniment care vă bucură și un eveniment care vă oferă vouă și vă conferă acces la niște informații pe care înainte nu le aveați. Fie primiți niște bani, după cum spuneam, fie cineva vă contactează, aceste lucruri sunt toate posibile. În zona financiară avem lumea, 7 de cupe și magicianul. În această perioadă toată lumea este într-o vibrație mai de dolce farniente, pentru că așa este perioada sărbătorilor. Însă foarte mulți dintre voi aveți niște gânduri și
puterea să acționați. Unii dintre voi vreți să încheiați o situație, vreți să schimbați o situație și nu știți dacă să acționați sau nu, sau nu aveți nicio garanție. Dacă aveți nevoie de sfaturi, le puteți cere cuiva care vă poate ajuta, pentru că este vorba despre următorul an. Deci, aici în zona financiară, vorbim despre nodul nord și despre Chiron, despre ceva ce poate nu a funcționat, unde voi nu ați avut o putere de decizie sau puterea să schimbați niște lucruri și în această perioadă, prin deciziile pe care voi le luați și prin alegerile pe care le faceți, se pot încheia niște capitole din viața voastră pentru ca voi să începeți altele. Magicianul și lumea aici sunt două arcane majore care spun, ok, un capitol se termină, dar nu te teme și nu fi dezamăgit pentru că altceva mai bun începe. Unii dintre voi ieșiți dintr-o perioadă de incertitudine, ceva ce așteptați ajunge la o finalitate. Sau neașteptat veți primi niște răspunsuri, neașteptat veți rezolva niște situații în care v-ați regăsit, care păreau de nerezolvat, păreau fără soluție. Să vedem mai departe. Avem un 8 de cupe, decizia de a face un pas înainte va aparține. De la 7 de cupe la 8 de cupe spune, în sfârșit m-am hotărât și acum știu ce-mi doresc. Veți vedea cu minte limpede, veți analiza niște lucruri care vă duc pe voi către bucurie, către celebrare, către situații și dorințe îndeplinite. Situații ușoare, dorințe îndeplinite. 4 de bâte aici vorbește despre parteneriate, despre o firmă nouă unde puteți merge să lucrați, despre un nou loc de muncă, despre niște bani, despre puterea de a schimba ceva în zona financiară. Este un contract pe care îl puteți semna aici, este un succes pe care îl puteți avea, dar totul vine din decizia voastră, trebuie să faceți o alegere. Și aici avem Regina de Cupe, pentru că veți putea face toate aceste lucruri prin alinierea dintre rațiune și emoție. Alții dintre voi să știți că veți fi apreciați la locul de muncă, cineva vă recunoaște valoarea, puteți primi un bonus, puteți acum întoarce o situație, să spunem, în favoarea voastră, doar pentru că aceasta a fost în defavoarea voastră, iar pentru alții dintre voi există o mare dorință aici de a face un pas înainte, care este susținută energetic, pentru ca voi să reușiți. Este o cale să reușiți aici, activată pentru voi. Criptovalută avem aici. Aici criptovaluta vorbește despre vremurile în care trăim și trebuie să ne adaptăm cumva la ele sau le putem refuza. Însă dacă le refuzăm, trebuie să o facem la nivel de mental colectiv, astfel încât să aibă și impact, să devină realitate. Pentru că noi toți, deopotrivă și la oaltă, susținem și creăm realitatea în care trăim. Am avut mici interferențe, ba fetița, ba cățelușa. Și aici avem beneficii. Pentru unii dintre voi se naște o idee nouă. Veți avea acces la o nouă direcție în această zonă financiară. Alții dintre voi, vedeți, veți recupera niște beneficii, niște lucruri care vă aparțin de drept. Pentru alții dintre voi vine către voi o energie bună, vin către voi o serie de beneficii într-o formă neașteptată, dar în urma unei intenții, în urma unei decizii pe care voi o luați. Este o energie foarte bună. Și aici avem o ofertă de serviciu. Fie un parteneriat, fie o colaborare, fie o afacere nouă, fie încheiați cu cineva un contract, stabiliți niște condiții contractuale, chestii de genul acesta care să vă ajute să faceți niște plăți. Sunt niște rezultate favorabile pentru voi. În zona emoțională avem 5 de monede, 6 de monede și pajul de spade. În zona emoțională există nervi, există tensiune, la nivel mental există gânduri care nu vă dau pace și deceuri. De ce mie? De ce așa? De ce se întâmplă aceste lucruri? Pentru că nu înțeleg. Pentru că aceasta este o energie imatură. Am avut parte de luna nouă din Săgetător, o lună nouă care manifestă foarte rapid. Este guvernată de Jupiter, această energie și luna nouă, și Jupiter este planeta expansiunii, dar și a înțelepciunii, a credinței proprii și a credinței la nivel general. Și va manifesta rapid niște lucruri.
Se vor întoarce niște rezultate, dar care vor proveni din mintea voastră sau din lipsa de aliniere sau din traumă, din durere. Pentru unii dintre voi. Și vor fi sub formă de lecții. În cazul în care vă veți confrunta cu niște impedimente, cu niște provocări, lăsați-le să se întâmple și întrebați-vă ce pot face pentru a schimba asta. Pentru că vi se arată rezultatul. Acesta este Mercur în Capricorn, care spune că poți face un pas de la ceea ce ai la ceea ce îți dorești. De la ceea ce nu ai avut la ceea ce poți avea. 5 de monede vorbește despre a mă simți singur. Dar atunci când înțelegem că singuri venim și singuri plecăm din planul fizic, parcă nu mai doare așa de tare. Parcă înțelegem că prin această lună nouă din Săgetător suntem noi cei care experimentăm viața. Noi cei care hotărâm pentru noi înșine ce avem de făcut. Și aici avem un cavaler de bâte și de aici vine această energie în relații, în relații de tot felul, în relații cu oamenii din jurul nostru unde nu am chef sau trântesc niște cuvinte și apoi regret. Iar energia vă spune, atenție că îți creezi singur realitatea și atenție că ți se întâmplă lucrurile pe care tu le-ai provocat fără să îți dai seama. Și 6 de monede spune, dai și primești. Este important să te aliniezi la o frecvență a calmului și la armonia din tine care există. Avem un doi de cupe, care mi-a apărut întors doar pentru că nu am aranjat eu cărțile. Doi de cupe vorbește despre stimă de sine, despre iubire și despre faptul că cineva mă poate iubi pe mine. De ce nu sunt iubit? De ce nu am parte de iubire? În primul rând și pe cât se poate de franc, pentru că asta face Mercur în Capricorn, pentru că noi nu ne iubim pe noi înșine și noi nu putem sta față în față cu imaginea noastră în oglindă și ne găsim defecte. N-am văzut om mulțumit de felul în care arată. Tot timpul, indiferent că vorbim despre domni sau doamne, există câte ceva acolo despre modul în care arătăm despre noi înșine, unde punem în sacul cu nemulțumire gânduri și atunci și ceilalți o vor face. Deci totul pleacă de la iubirea de sine, unde acum se pot schimba lucrurile și se poate restaura energia. În altă ordine de idei aici, cineva care are sentimente pentru voi este și foarte puternic și magnetic atras de voi. Dar este cineva care știe că a greșit, este cineva care s-a purtat imatur, este cineva care a dispărut precum fantoma în ceață și care în acest moment poate reapărea. 3 de cupe. Poate reapărea pentru că este sezonul sărbătorilor, pentru că este o chemare, este nevoia de adrenalină, dar și de hormoni ai fericirii. Aici sunt niște hormoni ai fericirii secretați. Anumite persoane vor intra în contact cu voi sau voi sunteți aceștia care până la urmă vă schimbați starea de bine dintr-o anumită cauză, dintr-un anumit motiv și lucrurile se aranjează. Și aici avem magicianul, puterea de a schimba lucrurile astfel încât să fim fericiți. Este o bucurie, la nivel emoțional veți avea parte de o bucurie din partea cuiva. Totul este neprevăzut, nu vă așteptați la acest lucru și vă veți simți foarte încântați, foarte motivați să faceți un pas înainte. Fie că vorbim despre oamenii dragi, fie că vorbim despre persoanele la care vă gândiți voi sau despre familiile voastre, se vor întâmpla niște lucruri și vă veți simți așa, sunt sexy și știu asta sau hai că pot, hai că pot, hai să vedem ce facem, ce facem. Știți, este acel zvâc de energie apărut de nicăieri. Mâine sună promițător. Deci în potențialitatea voastră de manifestare, în viitorul vostru, există bucurie. Trebuie doar să ne aliniem la ea și totul se va aranja pentru tine așa cum îți este ție cel mai bine. Pentru binele tău suprem. Să vedem talismanele ce ne spun. Avem un câine, deci un prieten loial, dar este un prieten
mai elitist, așa, sau care a avut acces la niște lucruri, care a fost în competiții, care are experiență de viață, care sau cu care puteți sta de vorbă și vă ajută cadou. Uite, primiți o veste, primiți un cadou, primiți o vorbă bună, sprijin din partea unui prieten drag, din partea unei persoane care vă ajută pe voi într-o situație să vă liniștiți, să depășiți o provocare. Pentru alții dintre voi, descoperiți, dacă vă întrebați sau puneți la îndoială fidelitatea persoanelor voastre dragi, vă liniștiți într-o anumită privință. Aici avem o floră intestinală care trebuie refăcută. Aici avem gândim prea mult, da, ne-a apărut și aici ideea. Deci, cavalerul de spade și pajul de spade ne indică faptul că ne doare capul, avem migrene și nu știm de ce, de la gândurile noastre, care trebuie liniștite și calmate, iar aici avem eremitul. Cu calm, totul într-o formă foarte matură și liniștită. Agitația noastră mentală are cauze ancestrale, după cum am spus, și acum atât faetonul cât și eremitul merg după stea. Încearcă să descopere de ce. Și aceste de ce-uri vor începe să iasă la suprafață începând cu anul ce urmează. Nu te mai lăsa pradă emoțiilor de moment, spune acest talisman pe culoarea verde, pentru că îți afectează corpul emoțional. Nu mai pleca urechea la ce spun oamenii, pentru că, din nou, nu trăim cu oamenii în casă. Aici avem un unicorn, niște vești bune pe care le puteți primi despre o situație care se schimbă, depășiți o provocare, eliminați un impediment. Aici avem o cămilă, da, veți trece peste ceva ce a fost greu, se liniștesc apele, ați avut o povară. Și se liniștesc apele. Pentru alții dintre voi, atenție la coloana vertebrală. Aici avem 33 de vertebre. Atenție la ceea ce credeți. Și atenție că sunteți prinși foarte tare în jocul acesta numit viață. Sunteți foarte mulți dintre voi captivi aici, în planul terestru. Și energia ne împinge să evoluăm, să înțelegem că este mai mult de atât. Uite, veți vedea ceva rar. Unii dintre voi veți avea ocazia să vedeți ceva ce nu ați mai văzut până acum. Rar mi-a fost dat să văd, este expresia. Veți vedea ceva frumos sau rar mi-a fost dat să aud. Vă veți liniști, primiți o veste bună, toate la timpul potrivit. Uite, se deblochează situația financiară, se transformă, veți respira ușurați. Vedeți, aici este această tensiune între planeta Venus din Scorpion și planetele din Taur, am spus, Jupiter și Uranus, ambele sunt în retrogradare, atâță, da, conștiința omului, tocmai pentru ca noi să ne desprindem, până la urmă urmei, de planul material. Aici avem Gemenii, Scorpionul și Gemenii. Sunt două arhetipuri diametral opuse. Gemenii vorbesc despre comunicare și Venus în Scorpion despre lucruri foarte profunde sau subiecte tabu, despre niște necunoscute, despre situații la care nu aveam acces sau despre niște răspunsuri pe care acum le pot afla, care sunt profunde, care pot schimba niște direcții în viață. Ok, iată, veți afla ceva ce vă doreați de foarte mult timp și depășiți o situație și karmică, pentru că avem un contract, dar veți urca și la alt nivel. Aici avem planeta Marte, care am spus că este la 13 grade în Săgetător și așa veți progresa, dar într-o zonă mai stabilă, poate are legătură cu viața voastră, unde acum se pun niște baze solide. Atenție la zaharuri, atenție la ce mâncați între mese. Vă afectează insulina. Aici avem un felul următor. Un nu, nu e, o situație care nu este așa cum pare sau o situație care nu mai este și trebuie să schimbați voi lucrurile, pentru că avem aici fluturele care ne vorbește despre transformare. Nu este nici finalul, pentru că am aici inițiala Q, deci nu este finalul. O situație care nu este irreversibilă, ci din contră, se poate schimba. Aici avem inteligență emoțională, este înțelepciune. Aici pentru unii dintre voi pot apărea niște lucruri care țin de istoria voastră și de trecutul vostru, care au nevoie de revizie tehnică generală.
Pentru alții dintre voi, ceva legat de patrimoniu, ceva legat de istorie, poate aveți prieteni sau cunoștințe care lucrează în acest domeniu, sau istoria, aflați o istorie, acum aflați adevărul gol-goluț. Inițialele sunt UNE și Q. Aici avem Neo, o situație care apare în viața voastră, ceva se înnoiește. Poate voi vă înnoiți, primiți un cadou și asta vă bucură sufletul. Eu vă mulțumesc tuturor pentru tot, pentru tot sprijinul, să aveți o zi minunată, o săptămână minunată, o perioadă minunată, să fiți bine, sănătoși. Să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!